De Ignat, trei distinși gânditori ai tradiției vestice s-au adunat pentru o tradițională tăiere a porcului. Uitați-vă, dragi prieteni, la acest porc ce zace aici așteptându-și sfârșitul. Deși acest porc individual e încă în viață, atunci când l-am desemnat ca hrană de Crăciun, am ucis deja ideea de porc, iar porcul de față nu poate decât să se supună caracteristicilor formei sale adevărate, care este delicioasă. Ah, ce experiență fericită trebuie să aibă porcul, știind că moartea sa vine la un moment predeterminat, lipsit de anxietățile omenești, și să aibă totuși curajul să-și trăiască fiecare zi în continuare. Ba mai mult, moartea sa este urmată de o petrecere și de un ospăț prin pomana porcului. N-ar trebui să se cheme pomana porcului, ci redistribuirea corectă și firească a porcului. Prin modul în care își face datoria față de om și de zei, porcul devine un animal nobil. Doar dar avea toți nobilii soarta lui. Iar însă și esența sa este dictată de zei, fiind doar o reprezentare a idealului de porc original. Mon ami, existența precede esența, iar porcul poate fi considerat porc doar după porcările pe care le face și nu după vreun șablon a priori. Esența ca identitate inerentă este un mit. Esența porcului este reală și se numește jumară. Partea apetitivă a sufletului meu tripartit începe să prindă glas, prieteni, așa că ar trebui să ne grăbim, că se întunecă până e gata ghirosul. A doua natură a omului, cea care ne deosebește de amicul nostru grohăitor aici de față, e de acord cu natura deterministă de data asta și mă îndeamne și pe mine la o friptură, trebuie să recunosc. O fi pus umaniștii porcul în centrul universului, dar eu aș vrea să pun porcul ăsta în centrul meu. Porcul s-a născut să fie liber. Băi, voi nu care cumva să răstălmăciți ce-am spus, că cine știe ce mai iese? Nu, eu chiar nu cred că ce s-a întâmplat are vreo legătură cu mama.